42 de ani. Am predat fizică, e frumoasă, dar e și grea, pentru că un fizician e cel puțin două într-una. Adică și fizică și mate trebuie să știe. Am fost la pedagogic, tot în Beiuș aici, 3 ani de zile. S-a reînființat școala dintr-o școală generală și atunci nu aveau profesori pentru liceu și am predat noi acolo. Eu, adică, 3 ani de zile și alți colegi au mai fost 3-4 ani până au avut cadre. Dumnealui este un om deosebit. Ei au fost adevărați mentori pentru elevii lor și, mai presus de toate, domnul Rus a fost și un prieten pentru ei. Legat de domnul Rus, mi s-a părut o persoană foarte caldă, sincer vorbind. E extrem de amuzant. În momentul în care îți expune o teorie, o problemă, o propoziție, ceva, te face să râzi într-un mod așa care rămâne cu tine mereu. E mereu să îți rămân orele cu el și de asta orele cu el îmi plăceau extrem de mult. Nu odată am auzit zicând copilul, s-a sunat? Să fie orele plăcute, simțeam în copil un colaborator. Eu și colegii mei care dădeam la bacalaureat, îl sunam, că a fost în perioada pandemiei când am avut eu bacalaureatul, îl sunam pe WhatsApp sau intram pe Discord și făceam problemele la cu el la telefon. Aici, în zonă, sunt mulți sâmbătari. Ea sâmbătari nu vin la școală, nu fac chestii și la bac am văzut că una nu a venit. N-am putut să o întreb, tu ce credințe religioase ai de nu vii la pregătiri? Și a venit duminica. Și a venit duminica. Deci trebuie să te adaptezi cu chestia asta. Și copiii nu uită. Nu uită, pentru că muncești cu ei și așa.